Bună ziua! Sunt Dan Țigăran, medic primar urolog și în emisiunea de astăzi vreau să prezentăm câteva date despre litiaza reno-urinară. Este o patologie frecventă a urologiei și, practic, dacă ne aflăm într-o sală de operație de urologie, trebuie să vorbim obligator de litiază. Când spunem litiază, pentru telespectatori, practic, ne referim la pietrele la rinichi. Când ne gândim sau când vorbim de pietrele la rinichi, trebuie să ne gândim de pietrele de la nivelul rinichiului, de la nivelul ureterului sau de la nivelul vezicii urinare. Tot pentru telespectatori, când privesc la televizor, frecvent au auzit consumați pentru o viață sănătoasă minim 2,5 litri de lichide. Ei bine, este foarte important lucrul ăsta. Ca să avem o viață normală și mai mult decât atât, să nu facem pietre la rinichi, trebuie să consumăm minim 2,5 litri de lichide. Sunt multe teorii. Se numesc teoriile litogenezei, practic teoriile formării pietrelor în aparatul reno-urinar. Atât de multe teorii pro, contra, dar un lucru este cert. Într-o urină diluată nu se formează pietre. Deci, ca să nu ajungeți aici, să nu ajungeți la urolog și nici în sala de operație a urologului, trebuie să consumați minim 2,5 litri de lichide pe zi. Ei bine, dar dacă ajungeți într-o sală de operație de urologie și sunteți cu diagnosticul de litiază reno-urinară, în ziua de astăzi există aceste săli multifuncționale și practic discutăm de tratamentul multimodal al litiazei. Ce înseamnă tratament multimodal? Pentru telespectatori înseamnă că pacientul este operat prin intervenții minim invazive și nu necesită ca acum câțiva ani, poate mai mulți, să fie tăiat, să fie despicat, să fie operat cu bisturiu. Noi, practic, operăm fără a tăia pacientul. Când ne gândim să operăm fără să tăiem pacientul, ne gândim la câteva tehnici care se realizează în aceste centre de tratament multimodal al litiazei. În primul rând ne gândim la bombardarea pietrelor, mai bine fiind spus la litotriția extracorporeală, unde pacientul vine, aparatul se pune în dreptul rinichiului, se fragmentează cu unde de șoc pietrele și pacientul le va elimina ca și fragmente mici. Dar, cum spun la toată lumea, nu toate pietrele merg rezolvate prin această metodă sau prin litotriția extracorporeală sau SVL. Sunt pietre care, sau există litiază reno-urinară, care nu merge prin acest procedeu. Și atunci, în centrele moderne, se folosește terapia laser. Practic, cu ajutorul laserului, noi spargem aceste pietre din interiorul rinichiului sau ureterului și atunci pacientul le elimină mult mai ușor. Fragmentele rezultate în urma litotriției laser sunt eliminate mult mai ușor. Mai mult decât atât, tot pentru telespectatori, nu trebuie făcută o confuzie între litotriția extracorporeală, care înseamnă bombardarea pietrelor din exteriorul corpului, și terapia laser. Terapia laser este cu totul altceva și prin tehnici moderne pietrele la rinichi sau litiaza trebuie să vină în contact cu fibra laser. Practic, fibra laser înseamnă lumină care pulverizează, care fragmentează piatra. Este o intervenție minim invazivă, dar pacientul vine în acest centru de urologie modern și a doua zi pleacă. Practic, pleacă fără pietre. Atât pentru astăzi. Sunt Dan Țigăran, medic primar urolog și vă aștept într-o emisiune viitoare.